ce fel de șanse au cu primarul general Capitalei, domnul Nicușor Dan. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc că ați venit, domnule primar general. I-am trecut în revistă pe candidații anunțați ai Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal, USR și chiar și AUR, Simion. Ar mai fi doamna Șoșoacă dintre cei anunțați oficial. Mai e vreunul anunțat? Joana, cred că trebuie să mai așteptăm vreo săptămână, două, până se anunță candidatura, să expire mandatul de la NATO. Și, sigur, cine se mai lipește acolo? Toți au transmis niște mesaje, într-un fel sau altul, vizual sau verbal, în cadru cu dumneavoastră sau la distanță, despre relația bună pe care o au cu primarul general Capitalei, de altfel câștigătorul alegerilor din 9 iunie. Sigur, au mai câștigat oameni primării, mandate, dar cel mai important câștigător din 9 iunie sunteți dumneavoastră. Deci Ciucă a pozele din campanie, Ciolacu a anunțat că a vorbit cu dumneavoastră, rezolvăm, o să fie bine, doamna Lasconi de la Congresul USR și cel mai proaspăt în această galerie, George Simion, care anunță că o să-i susțineți planul Simion. Ei sunt în cadru cu dumneavoastră, noastră cu cine sunteți în cadru? Da, să știți, eu am în seara din 9 iunie am spus că Bucureștiul a avut tot timpul niște probleme de relaționare cu autoritățile centrale și că eu o să vin și o să discut cu fiecare din acești prezidențiabili și cu partidele pe care le reprezintă cu o listă de lucruri pe care le vreau. Deci o să începem discuția, dar o să fie transparent, adică o să spun 20 de lucruri, spații verzi, urbanism, bani, deci, pentru primăria capitală. Aveți o listă de revendicări? Exact, da, pe care o să fac publică, așa, înainte să mă duc la oamenii ăștia și mă voi duce la ei și voi spune cu ce sunt de acord, cu ce nu sunt de acord. Și veți avea discuția asta cu toți prezidențiabilii? Sau cu toți președinții de partide? Sau cum îi veți selecta? Că probabil până la momentul depunerii candidaturilor într-o manieră formală vor apărea mulți, că deja sunt. E și doamna Ana Birceal, doamna Șoșoacă și dânsa e și președinte de partid și europarlamentar. Da, da, da. Cu cei care sunt, cei mai mulți dintre ei sunt președinți de partide parlamentare. Da. Mă interesează, evident, că multe lucruri țin de, de exemplu, legea finanțelor publice locale ține de parlament. Legea construcțiilor ține de parlament. Sunt multe lucruri care țin de parlament. Și atunci, dacă este un președinte de partid parlamentar care este în același timp și prezidențiabil și cei mai mulți sunt în situația asta, da, o să merg la ei. Deci, pe dumneavoastră, vă interesează mai mult zestea parlamentară a candidaților decât postul de la Cotroceni? Da, desigur, pentru că lucrurile de care am eu nevoie ca primar țin de parlament mai mult decât de președintele României, dar cumva aceste alegeri se întrepătrund, cele parlamentare cu cele prezidențiale. Excludeți pe cineva din lista interlocutorilor? Nu, partide parlamentare nu. Deci toate partidele parlamentare vor avea o discuție cu dumneavoastră, da, prin lider. Dacă vor ele, da. Dacă, eu vreau. Păi, din ce am difuzat mai devreme, păreau interesați. S-a hazardat domnul Simion când a spus că susțineți planul Simion sau? Cred că da. Nu vreți case cu 35.000 de euro pentru români? Da, da, da. Nu știu ce mai cuprinde. Adică m-am uitat doar pe afișele de prin oraș. Nu știu ce mai cuprinde acest plan. Da, în fine, să facă statul case pentru oameni e mai... E mai... Mă rog, în niște condiții privilegiate. Dar vă interesează și șansele reale ale liderului pentru funcția de președinte al României sau capacitatea sa de a obține un număr mare de parlamentari care parlamentari să susțină ce vă interesează pe dumneavoastră din lista aceea? Bun, noi cu Bucureștiul suntem într-o situație, adică nu întâmplător am ales acel moment din seara alegerilor, pentru că sunt niște lucruri care se perpetuează de 20 de ani și care sunt negative în ceea ce privește București. Relația primăriei capitalei cu primăriile de sector, împărțirea în ceea ce privește atribuțiile și mai ales în ceea ce privește banii, împărțirea în ceea ce privește competențele de urbanism, posibilitatea primăriei capitalei de a se împrumuta și multe alte lucruri care sunt mai degrabă tehnice. Și atunci e normal ca în momentul ăsta în care
multă lume o să fie atentă la dezbaterea parlamentară și prezidențială, e normal să vin să pun lucrurile astea pe masă. Adică e un gest de onestitate față de bucureștenii. Alegerile sunt mai degrabă intercalate. Vom avea turul 1 la alegerile prezidențiale, apoi alegerile parlamentare, apoi turul al doilea. Da. Și e un sistem care favorizează candidații ajunși în turul 2. Exact, da, da, da. Și vom vorbi și de una și de alta în același timp. Vom fi obligați să facem asta, și de parlamentar și de prezidențial, și atunci e logica subiectele cu care vin eu să fie discutate și ele. Contează că sunt candidați de dreapta, de stânga, greu, încadrabil pentru dumneavoastră? Eu am o listă de doleanțe. Da. De și contează dacă interlocutorul e un om de dreapta? Dumneavoastră ați fost ales primar general Capitalei, susținut de Alianța Dreapta Unită și Reper. Acum, da? Acum. Acum da, așa deci a câștigat alegerile. Independent? USR, PNP, da? Forța Dreptei, Reper. M-au susținut în 2024. Și pentru primarul general Capitalei, susținut de Alianța Dreapta Unită și Reper, contează ca interlocutorul să fie de dreapta? Haideți să începem cu revendicările mele. Bun. Să vedem ce haideți spun toți. Revendicări. Care nu, sunt principalele revendicări? Principalele, nu trebuie să ne dați o listă completă. Păi și cel mai important? Sunt cele două pe care le-am enunțat în seara alegerilor. Una este împărțirea banilor, da, din București, pentru că era normal ca primarii de sector să aibă mai mulți bani decât primarul general și să facă fel de fel. Și fac și lucruri utile, evident, dar nouă ne pică rețeaua de tramvai, da? Sau ne pică un pasaj pe care nu avem bani să-l facem. Și atunci e linia logic de la sectorul 5, lucrările la linia de la sectorul 5, lucrările sunt în continuare suspendate. A fost acolo o neînțelegere cu constructorul pe problema finanțării. A, linia 5. Linia, da. Nu sectorul 5, nu, linia 5. Linia, lucrările au continuat, da. Deci s-au reluat lucrările. Acolo am fost într-o situație fericită în care constructorul a lucrat mai repede. Mm-hmm. Și noi nu am avut am avut banii puși în buget altfel. Poate vă aduceți aminte discuția de la începutul anului pe buget, nu mai contează. Și a trebuit să așteptăm 2-3 săptămâni să întâmplăm niște bani pe care aveam pe linia aceasta 5. Și în felul ăsta constructorul a văzut că avem bani, am început să-i plătim și s-a apucat de lucru. Eu sper că anul ăsta o terminăm. Dar știți, recent, unul dintre cei mai importanți lideri ai Partidului Social Democrat, domnul Băluță, primarul sectorului 4, a devenit prim vicepreședinte PSD și s-a poziționat față de, sau în raport cu propunerea dumneavoastră privind împărțirea banilor. Da. Și zice pentru DC News domnul Băluță, am o părere foarte proastă despre această idee, ideea dumneavoastră. Vreau să vă spun un lucru extrem de interesant.